Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit. Fotbalul nostru, cel de toate zilele, nu? Trebuie să discutăm un pic de actualitate, că se întâmplă lucruri. Din păcate, Astra rămâne fără patron. Discutăm un pic și despre reacțiile patronului de la Steaua, discutăm despre importanța care le este dată. Nejustificat, după părerea mea, de multe ori, suporterilor, implicarea anumitor persoane din afara clubului în deciziile clubului și așa mai departe. Vă mulțumesc că mă urmăriți, că sunteți atenți. Nu uitați, duminică seara intrăm în direct ca să comentăm parte din meciuri și să. Să vorbim, să vedem ce s-a mai întâmplat. Începem cu, cu Astra, care este pe marginea prăpastiei. Patronul, din păcate, a fost condamnat. Cei trei jucători care au fost depistați pozitivi așteaptă, așteaptă decizia Agenției Naționale Antidoping. Decizie care spun toți în momentul când va deveni oficială și fiind un număr de trei jucători, normal, după cele spuse de cei pricepuți, Astra ar trebui exclusă din campionat. Dacă ținem cont și de faptul că patronul, din păcate, a fost condamnat la închisoare, cred că asta va echivala cu dispariția astrei din peisajul fotbalului românesc. Dacă nu e așa cu, cu, cei trei, cu decizia și se dovedește că clubul nu a fost afectat, nu a fost, nu a afectat, nu a fost implicat, nu a avut cunoștință cei din, din cadrul clubului, nu a avut acordul clubului, nu? cred că Astra poate, poate scăpa eventual doar cu o Sancțiune financiară, iar cei care vor avea de tras vor fi cei trei jucători. Ioniță, mai puțin pentru că el a colaborat cu, cu anchetatorii, cu agenția și va beneficia de o reducere a pedepsei. Ceilalți doi, dacă vor fi suspendați, cum se, se vehiculează prin mass media, cred că suspendarea lor va echivala cu retragerea din activitatea fotbalistică. De partea cealaltă, vedem uh, scandalul declanșat de șeful, uh, reprezentantul suporterilor steliști, după meciul cu, cu Dinamo din cupă, când uh, Dinamo câștigă, elimină Steaua și iese după după meci solicitând demisia lui Meme Stoica. La câteva zile spune și că, dacă nu greșesc, o să fie groasă, o să fie nasol, o să vadă ei jucătorii dacă nu iau, nu iau campionatul. Dar noi suntem trup și suflet și îi susținem și da, să-i ferească Dumnezeu să nu ia campionat. Astea am mai spus-o și o repet, sunt uh, sechele de la începutul anilor, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când șeful de galerie era mai șmecher și mai puternic decât președintele de club. De ce? Că președintele de club era un angajat și ascultat de patron, iar uh, Șeful de galerie era vocea mulțimii și l-avea așa la degetul mic pe patron, cu fel și fel de scandări, injurii, presiune. Mai mult decât atât, li s-a dat elan, acceptând conducătorii pentru liniște la echipă, pentru a asigura liniștea echipei. Să facă anumite facilități, să le facă anumite facilități, anumite donații în majoritatea cazurilor și așa mai departe. Adică mai niște abonamente, mai o deplasare, mai șeful de galerie călătorea cu echipa când pleca echipa în străinătate, era acolo cu echipa, că era șeful suporterilor. Mai un abonament la rețea de telefonie mobilă, mai nu știu ce facilități. Prin Ghencea, prin Ștefan cel Mare, prin, pe la echipele, în general, cu masă mare de suporteri. Și atunci, normal că, la un moment dat, toate aceste lucruri s-au întors împotriva patronilor, simțindu-se mult mai puternici decât erau șefii de galerii, era un fel de hai tu bagă banii și investește și las că conducem noi că suntem mai mulți sau zic eu ce să faci. Și aici erau avantaje și dezavantaje de ambele părți. Pentru că patronul ăla care vroia liniște și cotiza la șefii de galerii. Când nu erau rezultate, le dădeau telefon și bă, duceți-vă peste jucători și țipați, amenințați, strigați. Bă, lăsați, nu strigați demisia că antrenorul e bun, jucătorii sunt de vină. Ori, când vreau să scape de un antrenor, <coughs> puneau 2-300 de inci demisia, demisia, huo, huo, și își dădeau la demisia, și atunci, bă, bă, pe vreau să te țin, dar uite, mi-ai pus suporteri în cap, uh, uite ce s-a întâmplat. Să te trezeai cu suporterii la antrenamentele care erau închise publicului. Uh, veneau și întrerupeau antrenamentul. Și am pățit și eu de vreo două, trei ori. Veneau reprezentanții suporterilor cu 100-200 de băieți din galerie și te băgau în ședință. Bă, dar tu ce joci? Bă, tu n-ai mai dat un gol de nu știu când? Bă, tu ești o trompetă? Bă, tu... Să deschideau larg porțile la ProRapid, v-am mai povestit asta? Și veneau oamenii și spuneau nemulțumirile, dar nu veneau ei de capul lor așa. Veneau cu acordul cabinetul 1, Anapan, Crown Plața. Și să suna la poartă, Pleca paznicul să facă pipi, să dădea lanțul jos după gard, și să intra la liber. Și atunci, de-a lungul timpului, toate astea. Prietenii, asta interesată între unii și alții, a dus la crearea, așa, unui uh, nou tip de suporter, de șef de galerie, care el le știa pe toate, avea dreptate tot timpul, când vroia țipa demisia, când nu vroia, nu zicea nimic și s-a ajuns să plece un iancu, să plece un copos, Borcea cu Badea, chiar am văzut zilele trecute o declarație a lui Badea de la Dinamo, care spunea că, domne, în primul rând să-și ceară scuze pentru cum s-au comportat când eram la Dinamo și să șteargă mesajele alea după garduri, care încă mai sunt prin zona Ștefan cel Mare pe acolo și după aceea discutăm. De partea cealaltă sunt suportere ai Rapidului care se duceau cu colivă pe la Curtea de Apel sau pe la Tribunalul București cu colivă, îmbrăcați în zeghe, cu lumânări aprinse și dansau în stradă după ce a fost copos condamnat. E Acum aceiași îl regretă pe copos. Mamă ce bun era copos, gârcit așa cum era el. Dar puterea prea mare sau uh, modul de a să-l lăsa influențați a dus la la uh, libertatea asta exagerată a suporterului, a șefului de galerie, în care să decide el destinul unui club. Și s-a ajuns la situațiile <coughs> care le-am enumerat mai devreme. Mai mult decât atât, văd în ziar, în ultimile zile, din ce în ce mai des, pe îl văd pe domnul Mustaț, cu care eu chiar am vorbit la telefon, avem o relație de respect, civilizată, chiar dacă eu am reprezentat rapidul când el conducea suporterii steliști. L-am sunat, am dialogat cu el, chiar l-am invitat într-o zi să vorbim aici pe canal din, din cauza unor probleme tehnice. Nu am reușit, dar omul foarte amabil și-a declarat uh, disponibilitatea de a dialoga cu mine pe teme fotbalistice și în special steaua. Și văd că chiar în ziarul de azi, dacă nu înșel sau ieri, zice, domnule, l-am sunat eu pe Tănase și i-am spus că Tănase e capitanul echipei și i-am spus, domnule, să vorbească cu băieții, să vorbească cu Toni Petrea și să le transmită. Păi, dar de ce trebuie să le transmită șeful galeriei? Eu asta nu înțeleg. Sau tu de ce, tănase, capitanul echipei, trebuie să-i răspunzi la telefon și să te justifici în fața șefului galeriei? Eu asta nu înțeleg. Bă, fotbalistul e fotbalist, bun, rău, pușcărie, cum e el? Bă, e fotbalist. Iar șeful de galerie, șef de galerie, frate, nu e nici manager, nu e nici Impresar, nici vicepreședinte, nici, uh, uh, nu știu, omul care transmite uh, sâsâitul tribunei în vestiar. Nu, el are alt rol. Acum, într-adevăr, nu se poate merge la stadion să susții echipa. Dar am văzut să duc la Berceni, <coughs> să duc cei de la Dinamo la Săstica sau la Ștefan cel Mare, înainte de meci, rapidiștii să duc la Giulești, când trece echipa pe acolo, la intrare la bază, la sportul studențesc în regie, încurajează echipa, bă, astea mi se par gesturi de suporte, de galerie. Bă, dar tu ca șefa galeriei, să-l sun, să-l ceri pe capitanul echipei, cu, cu ce nu știu cu ce drept, că ei zi, că au, că au dreptul ăsta că suferă pentru echipă. Mă dă unde până unde trebuie să-l ceri pătănase sau pe meme stoi ca să-i să soliți să și să-și dea demisia. E șef de galerie, nu ești vicepreședinte sau patron. Și mai văd o declarație ce domne dacă să pierde campionatul să plece toți, mai puțin Gigi. Păi dacă pleacă Gigi, poate să rămână toți. Că dacă a plecat Gigi, se închide prăvălia. Cum s-a închis? Și pe la Timișoara, și pe la Bacău, și pe la Bistrița, și pe la Piatra Neamț, și pe la Rapid. Din păcate pentru echipele astea. Fece național, sportul studențesc. Și dacă pleacă Gigi, gata. Continuă aia din Liga 3-a. Să... Reprezinte clubul armatei sau Steaua sau FCSB-ul, pe cine ori vrea ei. Îl-a și pe Falemi, pe fostul fotbalist stelist. Ce, domne, eu n-am înțeles, eu știam pe Falemi un tip inteligent, dar nu înțeleg luarea asta de poziție. Probabil vrea să se pună bine și cu stânga și cu dreapta, că să poartă acum. Domne trebuia clubul sau meme sau să, să vorbească cu suporterii să le spună că tratează meciul cu dinamă mai ușor. Păi ce vorbești, mă? Unde ai auzit tu, Falemi, că antrenorul vorbește cu șeful de galerie și îi spune tactica de joc? Sau cum o să joace primul 11? Păi totul te-am auzit, Falemi, comentai când antrenori spuneau că îl, îl informează pe Gigi. De primul 11, care este primul 11 înainte de meci, spuneai că ți se pare aiurea. Domne, este aiurea să informeze înainte de meci? Păi, e aiurea să-l informeze pe patron, care plătește tot acolo, dar să-l informeze pe șeful de galerie cum vor să joace următorul meci, nu e aiurea? Nu, nu știu, mie mi se pare aiurea. Și aici nu sunt de acord cu tine, indiferent. Ce argumente ai avea tu? Nu mi se pare normal ca un antrenor, un președinte, un vicepreședinte, ce vrei tu, un fotbalist, să se justifice în fața șefului de galerie ce o să facă în meciul care vine sau să-și ceară scuze că a jucat prost meciul care a trecut. Și sunt curios, un meci, două, trei, cred că ai jucat și tu mai slab la steaua, de câte ori ai sunat pe cei din galerie după un meci pierdut, să-ți cer scuze că ai pierdut și că ai jucat prost, ca să nu te huiduie la următorul meci? Eu o întrebare, așa, cu prietenia și respectul pe care ți-l port. Dar, mi se pare așa, o reacție, mai ales din partea unui fost fotbalist care nu mi se părea mie cel puțin, ca și analist sau comentator de fotbal, să aibă astfel de opinii. Dar probabil s-au schimbat pe parcurs. Mă gândesc. Poate și cu odată cu propunerea aia la CSA, steaua de a colabora pe partea de fitness, de pregătire fizică, de... mă gândesc, nu știu, zic și eu, ce am mai auzit tot așa prin mass media. Dar eu nu cred că, într-adevăr, ție ți se pare normal să crezi că un antrenor, un președinte sau un fotbalist trebuie să dea socoteală galeriei. Așa cred eu, dacă greșesc. Îmi cer scuze sau dacă n-am înțeles eu bine ce ai vrut să exprim tu exact. L-am văzut chiar și pe domnul Vasaras. Am văzut și lui, arbitrajul lui Covaci în, în Europa League. Mai greșește și cu VAR. Din păcate, cu, tot cu VAR câteodată mai sunt greșeli. Am văzut și Henzo la, la meciul Barcelonei cu Paris Saint-Germain. Am văzut și ăla în care o acum la meciul arbitradă Covaș, care nu, nici măcar nu intervine aia din camera VAR. El lasă jocul să continue și continuă jocul. Eu, sincer, părelor, într-o parte mi se pare Hens că îi dă mingea clar în mână lui ăla și rămâne mingea lângă el. Iar în partea cealaltă e un brânci ca la fotbal american. Și iar eu cred că este, este penalti. Am revăzut de zeci de ori că a mai fost și discuția între Meme Stoica și Crăciun Ion Crăciunescu. Mi-a explicat și domnul Porumboiu faza. Cred că am văzut-o de 40 de ori. Mi-a explicat domnul Porumboiu cu piciorul, că duce Vlad piciorul, că am auzit, și explicațiile domnului Crăciunescu. Am înțeles, mă uit pe faze, reascult, așa în memorie, ce mi-au spus, ce a comentat domnul Crăciunescu și ce mi-a spus domnul Porumboiu. Nu văd, nu știu, nu văd nici mecheria atacantului, dar nu văd nici greșeala portarului. Normal, nu am ochi de arbitru, poate gândesc ca un fost sportiv sau da. Cred că ar fi trebuit să. Ca să folosim termene de astea din arbitraj, să-i dau credit atacantului. Că și eu căutam contacte de astea, mă tăvălesc pe jos să, să fluie rău la 11 metri. Da. Toți zic că în aer, că duce piciorul, că e balerin, alții zic că păi, pun să alerge, că. Adică e o, e o fază atât de încălcită. Ori eu sunt retard, că am fost o de 50 de ori. Și încă nu știu ce să zic. Dacă a fost sau n-a fost. Când l pe Crăciunescu și pe Porumboiu că spun că a fost. Trebuie să fii puțin cu capul. Ca să zici că, a, păi n-a fost, bă, dar când te uiți pe fază, parcă nu, nu e atât de clar încât să zici penalti. Mai pe scurtea azi, că am mai zis să probez și de-astea scurte, că mai sunt dintre voi care îmi spun că trebuie să facem mai scurteanul așa. Protejați-vă, face sport, aveți grijă cu cine, că ați văzut ce se întâmplă cu cei care mai și ale câte unul așa să facă sport cu el. Protejați-vă, fiți sănătoși și vă aștept și duminică seară, live și în direct. Până atunci, nu uitați, fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă sigur ne va vedea cineva. Vă salut, prieteni!